Sfântul Ioan Iacob, pe care astăzi îl prăznuim. Uitați-vă la el. Ce-i lipsea? Era un om, era în viață, un om foarte inteligent, de-al minteri, a terminat școala primul și chiar în condițiile grele ale vremurilor acelora, el putea să ajungă un om mare. Putea să se instaleze în această autosuficiență pe care oamenii de obicei o dobândesc după ce s-au străduit un pic, au mai învățat un pic, au mai crescut un pic, s-au văzut cu saci în căruță, cum spune românul, și dintr-o dată să contemple o viață eventual lipsită de griji, pigmentată pe aici pe acolo cu câteva necazuri familiale, cel mult. Nu e așa că ne gândim la asta? Sfântul Ioan Iacob nu s-a gândit. Pentru el lucrurile acestea erau insuficiente. A ajuns inteligent, putea cu timpul să ajungă un mare stareț, ne știe, poate un vlădică, profesor la seminar și așa mai departe. Pentru el nu a fost suficient. A fost credincios acelui gând, acelui glas pe care l-a primit din momentul în care a cerut Domnului călăuzire. Și Domnul nu i-a spus, du-te, acomodează-te, du-te și liniștește-te, vezi-ți de treaba ta, vezi-ți viața ta, vezi-ți de lumea ta, vezi-ți de familia și de proiectele tale acestea pământești. Mi-a spus mănăstirea. Și nu s-a mulțumit să ajungă la Mănăstirea Neamț, a vrut mai mult. S-a dus la locurile sfinte, unde a trăit o viață cu adevărat aspră și incomodă din toate punctele de vedere. Mânca puțin, dormea puțin, se ostenea foarte mult. El este acel ostenit și împovărat, care dincolo de ceea ce avea de oferit lumea aceasta, în termen de mângâiere trupească, poate și sufletească, el a spus tot timpul, vreau mai mult. Pentru că există și ispita aceasta să fii mulțumit chiar cu lucrurile duhovnicești pe care le faci. Un pic de rugăciune, un pic de spovedanie, o leacă de rânduială. Acolo să mai merg din când în când să mă împărtășesc, să mă mai întâlnesc cu frații la biserică și cu surorile. Dar sufletul care nu-și dorește mai mult nu este printre cei osteniți și împovărați. Osteneala înseamnă o sfântă suspiciune față de orice ce presupune că ar putea să te instaleze comod în lumea aceasta. Un proverb oriental spune că un om înțelept niciodată nu-și face casă pe un pod. Lumea noastră este un pod. Noi doar trecem de pe un mal pe altul, pe malul celălalt, așteptându-ne această odihnă pe care Domnul a făgăduit-o celor care îl caută pe el. Niciun om înțelept, spune proverbul, nu-și face casă pe pod. Adică nu se instalează pe un loc care trebuie să fie doar un loc de trecere. Și iată cum Sfântul Ioan Iacob, când ne uităm la viața lui, vedem ca pe unul care caută mai mult, dorește mai mult, vrea mai mult. Și știți de ce? Pentru că știe cine este Dumnezeul lui, care tot timpul spune, hai și o să-ți dau mai mult. Vino la mine și eu te voi odihni, căci continuă Evanghelia, luați jugul meu asupra voastră. Și ce este jugul? Este adevărul că lumea aceasta este trecătoare și că doar lucrurile veșnice pe care El le-a făgăduit, împărăția sa, bunăvestirea Evangheliei sale, Tatăl său, acestea sunt lucrurile care trebuie să le căutăm, spre care trebuie să tindem, pe care să le cultivăm, spre care să năzuim, pe care să le creștem în noi. Pentru că fără această creștere lăuntrică a vieții acestea împărăției cerurilor, nu se cădem decât niște biete creaturi limitate la existența noastră pur biologică, cu ceva, să spunem, pretenții de spiritualitate și doar atât. Ori a lua jugul lui Hristos înseamnă ai da dreptate. Ai da dreptate când a spus că doar cel ostenit și împovărat merită cu adevărat odihnă. Și nu face lucrul acesta din afară, spunând, mai luați voi un jug, un adevăr foarte crud,
cum că casele noastre, construcțiile noastre lăuntrice sau exterioare, creșterile noastre lăuntrice sau exterioare, fără de Dumnezeu, nu sunt mare lucru. Cine spune, eu sunt cu voi în acest demers. Și spune, învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Și ce înseamnă această blândețe și ce înseamnă această smerenie decât a-L vedea pe Dumnezeu în toate lucrurile pe care le faci? Pentru că dacă tu vei construi ceva lăuntric, dar nu vei pune temelia aceasta a blândeții și a smereniei, care înseamnă să recunoști că unul este Dumnezeu Tatăl Atotțiitorul și că vrednic de cunoaștere este acest Tată, să știi că vei zidi în zadar. Domnul însuși a spus-o. Amintiți-vă cuvintele acelea minunate. Omul înțelept zidește pe piatră, care este credința în Dumnezeu. Omul neînțelept sau nebun zidește pe nisip, care sunt părerile acestei lumi, punctele de vedere diferite. Voi pe ce vă construiți viața? Pe ce vă zidiți viața? Pe ce vă construiți casa aceasta a sufletului, care este casa împărăției cele veșnice? Iată, într-un deșert plin de nisip, Sfântul Ioan Iacov și-a clădit casă în cer pe temelia credinței în Iisus Hristos, care e mai puternică, mai mare, mai adâncă, mai înaltă decât orice altceva. Și într-un veac obsedat să tot caute mulțumire în lumea aceasta, în adevărurile pe care noi le-am ridicat așa la rang de idol, în credințele noastre pe care le-am considerat un fel de Dumnezei cărora ne închinăm în fiecare zi, iată, veacul acesta trebuie să învețe de la Sfântul Ioan Iacob ce înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu, ce înseamnă să porți jugul adevărului Său, ce înseamnă să construiești împreună cu Dumnezeu. Pentru că fără lucrurile acestea, să știți, fraților și surorilor, degeaba este modelul, pilda, exemplul Sfântului Ioan Iacob, Hozevitul de la neamț. N-am înțeles nimic din modelul lui. Ne impresionăm cel mult de fachirismul experiențelor sale, ne gândim cum o fi stat el în peștera respectivă, cum o fi mâncat el doar un cartof pe zi, ne facem cruce și mergem mai departe. Oriceva din această sfântă suspiciune față de tot ceea ce este pământesc, trebuie să cultivăm și noi și în această seară să mergem cu această sfântă suspiciune un pic acasă. Oare lucrurile în care cred eu sunt lucruri în care se odihnește Dumnezeu? Gândiți-vă la cuvântul psalmistului care spune că temelia Sionului este pe munții cei sfinți. Sionul ce este? Este împărăția lui Dumnezeu ce a făgăduită nouă și ea se zidește pe munții cei sfinți. Munții credinței, munții smereniei, munții blândeței. Vedeți dumneavoastră în experiența creștină de fiecare zi lucrurile acestea? Dacă da, să vă ajute Dumnezeu. Înseamnă că modelul Sfântului Ioan Iacob nu a fost în zadar. Nu în zadar s-au descoperit acele moaște binemirositoare, arătându-ne cum cinstește Dumnezeu pe cei care lasă toate și urmează. Gândiți-vă după aceea la acel binecuvântat Vameș Zaheu, care înaintea Domnului Hristos n-a spus că toată averea mea o dau săracilor, a spus jumătate din averea mea o dau săracilor. Și Dumnezeu ce a spus? Ce a spus Hristos? Astăzi s-a făcut mântuire casei acestea. Și dacă dumneavoastră veți spune, Doamne, nu pot nici jumătate, dar dau un sfert, dau o zecime, dau o miime, dau o milionime, să dați cu bucurie din timpul vostru, din credința voastră, din nădejdea voastră, din blândețea și smerenia pe care Domnul ne poruncește să le creștem lăuntric și să le aducem la desăvârșire, pentru că astfel îl vor cunoaște pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh și așa vor găsi odihnă sufletele noastre. Amin.